Acest blestemat, acest splendid rășinari. Paris, cartierul latin, într-una din mansardele pământului. Istoria otrăvită a sfârșitului nostru de mileniu s-a petrecut în afara acestui spațiu nespus de modest, dar abia aici, sub acoperișul de pe strada Odeon 21, s-a născut opera care avea să devină conștiința nefericirii noastre. Autorul ei, un Nietzsche contemporan trecut pe la școala moraliștilor francezi, a fost pe rând considerat nihilistul veacului, the king of pessimists, scepticul de serviciu al unei lumii în declin. El însuși, la 20 de ani, se recomanda drept specialist în problema morții, iar mai târziu, ca un străin pentru poliție, metecul prin excelență, pentru Dumnezeu și pentru sine însuși. A cerut să-i se financeze insomniile, obligându-se în schimb să ne destrame orice iluzie și să păstreze pentru noi nealterată memoria neantului. Cine este acest personaj plecat din România, despre care în 1971 continua să afirme că a ajuns în Franța la 19 sau 20 de ani, fără să fi scris vreodată un rând în limba română? Cine este acest metec, obsedat de originile sale, care a decis să-și suprime rădăcinile pentru a putea vorbi echitabil despre lume, Dumnezeu și despre sine însuși? Emil Cioran, cel de-al doilea copil al lui Emilian Cioran și al Elvirei, Comaniciu Cioran, se naște la 8 aprilie 1911 la Rășinari, sat de oieri și pădurari, așezat în Transilvania, pământul de dincolo de păduri, care pentru un occidental evocă îndeopște legendara țara lui Dracula. Tatăl este preotul ortodox al satului, iar bunicul dinspre tată, Șerban Cioran, econom în același sat. Bunicul dinspre mamă, Gheorghe Comaniciu, este originar din Veneția de Jos, sat din județul Făgăraș și primise în Imperiul Chezaro-Creesc, în care îndeplinea funcția de notar public, titlul de baron. Acest blestemat, acest splendid rășinari, cum îl numește Cioran, a cărui imagine l-a urmărit fără încetare ca loc ce eliberează și cheamă apoi către sine, pentru a strânge la oaltă întreaga viață, este una dintre cele mai vechi așezări românești în Ardeal. De ce metabolism subtil a fost nevoie pentru ca această saga, punctată de episoade adesea dramatice, să-și piardă contururile locale și să participe la genealogia abstractă a unui suspin imemorial? Cioran a fost întotdeauna convins că în familia sa s-ar fi acumulat un capital inepuizabil de tristețe, neliniște și nenoroc. Amintirea mamei este legată mai ales de melancolia sa, deliciul și otrava melancoliei pe care ne-a transmis-o și nouă, spune undeva Cioran. Cu fratele său, Aurel Cioran, care potrivit vorbe unui prieten era stăpânit de melancolia lui Avram Iancu, s-a simțit întotdeauna înrudit en matière d'abîme, înrudire subtilă, greu vizibilă la două ființe pe care le desparte întreaga distanță existentă între voluptatea verbului, însoțită de o jovialitate cu aparențe frivole, și tăcerea monumentală punctată de surâsuri absente și enigmatice. Toată viața lui Cioran se va desfășura în orizontul oboselii și va fi dominată de senzația intolerabilă a purtării unei poveri. Opera, la rândul ei, ia naștere pe acest versant al negativului existenței, al răului prescris pe care îl actualizăm prin chiar faptul nașterii noastre. Însă pentru a face cu putință scenariul răului, viața lui Cioran trebuia să conțină o perioadă a fericirii pe fundalul căreia căderea să poată fi exaltată și să-și afle adevărata dimensiune. Timpul petrecut în Rășinari, până la vârsta de 10 ani, când va pleca la Sibiu pentru a urma liceul, s-a înscris în mintea lui Cioran ca imagine a paradisului terestru. Restul vieții fiind înregistrat ca abatere constantă de la un moment al desăvârșirii. Topografia acestui paradis are câteva repere ferme. Mai întâi ulița copilăriei, care începea pe mâna dreaptă, chiar cu casa Cioranilor, latura cu ferestrele celor trei camere, răspunzând spre nucii, astăzi dispăruți, din strada mare și spre râul caselor. Peste drum de poartă aprinsă într-un gard masiv de zid, care închide orice acces la priveliștea curții interioare, se află treptele ce conduc la intrarea
în fosta Biserică Unită. Din clopotnița aflată în turnul bisericii, care deschide și străjuiește partea stângă a uliței, privirea cade în curtea casei, iar în zare, dincolo de marginea satului, se oprește pe terenul povârnit, acoperit de pășuni și pe alocuri împădurit, spațiu de joacă mereu râvnit, evocat fără încetare de-a lungul vieții, faimoasa Coasta Boacii. După nici 10 case, ulița se termină într-un loc deschis, încadrat pe stânga de clădirea impunătoare a școlii, iar pe dreapta de biserica veche, unde slujea preotul Emilian Cioran. Din piața bisericii și a școlii, drumul merge peste râul caselor, intrând în ulița cu casa lui Goga și, șerpuind mereu, urcă deasupra cimitirului. Lângă cimitirul din deal, învecinat cu primele morminte, familia avea o livadă în care vara Cioran mergea în fiecare zi. Mai târziu, va spune că treptat anii copilării, prin extraordinarul lor, s-au desprins din viața sa, au căpătat prestanța unui eveniment premundan, a unui soi de preexistență, de altă viață. Propriul său pesimism, el l-a explicat prin contrastul dezastros care s-a născut între fericirea compactă a primilor ani ai vieții și tot ce a urmat după ei. Elogiul copilăriei, fericită prin ignoranța ei, își va afla corespondentul nemijlocit în operă, prin exaltarea tot ce este stare precognitivă, deci în ordine mitică, faza precedentă căderii în timp, în ordine naturală aceea existenței precuvântătoare, iar în ordine umană aceea rămânerii în preajma naturii, prin opoziție cu existența civilizată și culturală. Oricare cioban de la noi e mai filozof decât orice intelectual de pe aici. Cu gândul la această perioadă unică a vieții sale, Cioran îi va scrie în 1973 prietenului din copilărie, Bucur Țincu: cât aș vrea să revăd, străduță de străduță, colțișor de colțișor, acest blestemat, acest splendid rășinari, și să încheiem ziua împreună în vreo cârciumă, dacă mai există așa ceva. Izgonirea din paradis. În 1921 are deci loc izgonirea din paradis. Copilul este instalat în gazdă, la Sibiu, și înscris la liceul Gheorghe Lazar. În 1924, preotul Emilian Cioran, numit protopop al Sibiului, consilier metropolitan, cum se poate citi pe plicurile scrisorilor din 1946, pe care fiul le adresează părinților săi, se mută cu întreaga familie în Sibiu, pe strada Tribunei, la numărul 11, astăzi numărul 24. La 15 ani, în clasa a 6-a de liceu, începe pentru Cioran perioada lecturilor filozofice. S-a păstrat un caiet, datat 10 decembrie 1926, pe a cărui pagină de gardă stă scris, pentru transcrierea unor fragmente din cărți. Înăuntru se află citate din Mircea Florian, Diderot, Eminescu, Balzac, Tagore, Paulsen, Soloviov, Lichtenberg, Dostoevski, Flaubert, Schopenhauer, Nietzsche, majoritatea extrase din cărți traduse în românește, câteva în limba franceză. Cu vremea, lecturile vor deveni o formă de existență. De-a lungul anilor, ca să fug de răspunderi, am citit. Am citit ce mi-a căzut în mână, ore în șir, în fiecare zi. Nu m-am ales cu nimic concret, decât că am reușit să-mi întrețin o iluzie de activitate. Când eram foarte tânăr, nu mă atrăgeau decât bibliotecile și bordelurile. La 17 ani, când se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din București, suntem în 1928, Cioran este un adolescent teribil, chinuit de crize de insomnie și obsedat de problema morții. Mai târziu, în cartea de debut, va nota în ziua când împlinea 22 de ani: am o senzație ciudată când mă gândesc că am devenit la această vârstă specialist în problema morții. Anii de facultate, 1928-1932, sunt dedicați cu precădere lecturilor de filozofie germană: Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, Voringer, Wölflin, apoi Bergson și Shestov, dar deopotrivă Kant, Fichte, Hegel, neocantienii Husserl. Opțiunea lui Cioran la capătul acestor lecturi este limpede: împotriva tuturor formalismelor, a subtilităților și distincțiilor culturale neangajate existențial, nu are valoare decât scrisul,
izvorât din tensiunile vieții, din obsesiile organice, din intuițiile singurătății și ale nopții. Toate colaborările de debut, din 1932, la periodicele Calendarul, Floarea de Foc, Gândirea, Vremea, Azi, Cioran are 21 de ani și este student în ultimul an al facultății, sunt teoretizări polemice ale acestei idei-program. Însuși scrisul în această perspectivă încetează să fie o preocupare culturală, modalitatea inteligentă de existența unui grup de oameni numiți intelectuali, pentru a deveni terapie și salvare periodică de febra obsesiilor pe care o generează necontenit orice existență autentică. La 23 iunie 1932, Cioran trece examen de licență în specialitatea filozofie, teza de licență are ca subiect intuiționismul bergsonian și obține 5 bile albe cu mențiunea magna cum laude. În același an se înscrie la doctorat, specialitatea psihologie. Gestul acesta trebuie însă privit mai mult ca o manevră menită să-i deschidă calea către o bursă în Germania sau în Franța și nu ca început de edificare a unei cariere universitare. În ciuda memoriului pe care l-a prezentat în 1936 Institutului francez din București, privitor la proiectul unei teze în filozofie la Paris, Cioran n-a intenționat niciodată cu adevărat să-și susțină doctoratul. Cu gândul la acest episod al vieții sale, el îi va scrie în 1976 lui Constantin Noica: cum stai cu doctoratul în filozofie? Această întrebare a lui Maiorescu a fost eroarea și rușinea mai multor generații de la noi. Vorbesc în cunoștință de cauză. Se poate scrie o carte întreagă despre asta, fără nimic erudit și cu destul umor. Căutarea infinită de sine. În fapt, odată cu terminarea facultății, Cioran se despărțise definitiv de filozofia de sistem, de filozofia ca produs al gândirii pure și cu atât mai mult de comentariul ei academic. Când în 1934 apare pe culmile disperării, Cioran se află deja pe un drum pe care nu-l va mai părăsi niciodată, căutarea infinită de sine. Peste tot va fi vorba de eu, dar nu de eul vid al filozofilor, ci de eul concret al scriitorului, al poeților, al scepticilor, al moraliștilor, de eul corespondențelor, al jurnalelor intime, al memoriilor. Pe scurt, despre eul lui Cioran, sau mai precis, despre mizeriile sale. Cioran a numit această căutare de sine indiscreție abstractă și a socotit că, departe de a fi narcisist, un asemenea tip de demers iese în întâmpinarea celorlalți, sfârșind într-o variantă paradoxală, aproape creștină, de dăruire. Când scrii, o faci realmente cu privire la mizeriile tale. Cel care citește se recunoaște în ele, în așa fel încât tot ce pare să fie egoism nu e în realitate decât o formă de caritate, de altruism, pentru că ceilalți se recunosc în aceste mizerii personale. Spun asta deoarece mi s-a reproșat adesea că nu vorbesc decât ceea ce mă privește. Ei bine, da, cei ce vorbesc de probleme generale îmi par cel mai adesea goi. Și dacă vreți să știți, cu filozofia asta se întâmplă. În străfundurile profunzimii ei, ea este vidă. Cărțile lui Cioran au fost deci etape ale unui drum care nu avea nimic cu acel Denkweg, drumul gândirii, al filozofilor. El nu a pornit de la un principiu abstract, ci de la o stare de spirit și nu a derulat o idee, ci o obsesie. Această optică va face din Cioran un foarte straniu profesor de filozofie. În 1936 îl ocupă primul și ultimul său post în învățământ, la liceul Andrei Șaguna din Brașov, unde, dacă să-i credem spusele, face printre colegii săi figură de smintit. Timp de un an am predat filozofia într-un liceu, dar fusese împoreclit aproape dementul. Într-o zi am fost surprins învățându-i pe copii că totul este bolnav, până și principiul identității. Lecturile fundamentale continuă să fie Nietzsche și Zimmel, dar deopotrivă moraliștii francezi, Baudelaire, Proust, misticii spanioli și, mai cu seamă, Shakespeare și Dostoevski, care devin autorii preferați, reluați de atunci, fără încetare, de-a lungul vieții. Care sunt oamenii cărora din această primă perioadă a vieții Cioran a rămas să le poarte o admirație deosebită?
să observăm că interesul lui nu s-a îndreptat către personaje culturale realizate sau către autori ai unei opere în curs, ci mai degrabă către figuri existențiale, oameni interesanți în sine, remarcabili prin ciudățenia sau prospețimea percepțiilor lor, prin vervă sau prin promisiunea unui eșec, oameni care aveau ceva ieșit din comun, dar ceva care se irosea odată cu spusa și pentru care suprema formă de expresie era însăși viața lor. Geniile informale, care populează catacombele spiritului și pentru care gloria și succesul nu constituie puncte obligatorii ale unui proiect de viață. Toți acești oameni erau pentru Cioran naturi, deci forme netrucate și incorupte ale existenței, aluzii la o spontaneitate paradiziacă într-o lume infectată de istorie. A fi cineva, pur și simplu, în eminența persoanei tale, în discreția unor dotări de excepție care nu presupun în mod obligatoriu valorificarea publică, a însemnat întotdeauna la Cioran mai mult decât a te pune în evidență, a reuși sau a avea o operă. Însuși Nae Ionescu, profesorul adulat de la Facultatea de Filozofie, figură emblematică a epocii, care a avut un rol decisiv în angajarea celor mai strălucite minți ale tinerei generații pe versantul politic al extremei drepte românești, este perceput de Cioran, puțină vreme după moartea acestuia, în inconsistența, neîmplinirea și eșecul său. De la Paris, el îi scrie lui Noica, încă bulversat de dispariția profesorului: cum am putea exprima acest om? El este indistinct de inteligența și de viciile noastre și ca o formulă individuală a neîmplinirii fiecăruia. De câte ori, în fioruri, îmi simt ineficiența, la el mă gândesc, simbol de ratări vizibile și de ascunse transfigurări, prototip multiplicat în neputința noastră activă. Din Nae, adorația ta și a mea și a celorlalți va face figura cea mai înaltă a imposibilităților noastre și cel mai întăritor eșec din care să ne îmbărbătăm îndoielile. 23 noiembrie 1941. Însă marea figură a acestei perioade, evocată apoi fără încetare de-a lungul anilor, fie în cărți, fie în corespondența cu prietenii din țară, rămâne aceea lui Petre Țuțea, acest prieten genial, omul cel mai extraordinar din câți am cunoscut. La 29 decembrie 1973, Cioran îi scrie lui Bucurțincu: ca și tine, am pentru Petrică vechea admirație. Ce om extraordinar! Dacă ar fi trăit la Paris, ar fi avut azi o faimă mondială cu verva lui ieșită din comun. Vorbesc de multe ori despre el ca despre un geniu al vremii noastre, sau mai bine zis, ca despre singurul spirit cu adevărat genial din câte mi-a fost dat să întâlnesc de-a lungul vieții mele. O poveste patologică. În generația tinerilor intelectuali români din anii 30, Cioran nu era singurul care avea să constate că sistemul filozofic și viața erau până la urmă ireconciliabile. În rafinata capitală a Balcanilor, care era Bucureștiul antebelic, ideile evadau dintre zidurile universității, ajungeau în saloane și în cafenele, unde prindeau viață și deveneau personaje. Aici puteai asista la rătăcirile și la întâmplările lor, la gloria lor, la căderile și la moartea lor. Pentru Paul Morand, care a cunoscut bine Bucureștiul acelei vremi, legendara capșa de pe Calea Victorii reunea virtuțile cafenelei Florian din Veneția, ale salonului Rumpelmayer și ale hotelului Zahăr din Viena. La capșa, locul de prestigiu al cozeriei infinite, unde fiecare vorbitor putea deveni vremelnic șeful statului sau al universului, Cioran îi întâlnea pe acei tineri teribili, dintre care câțiva, Ionesco, Eliade, Benjamin Fondan, Victor Brauner, aveau să marcheze mai târziu, în direcții diferite, cultura Europei. Scurtă vreme după terminarea facultății, Cioran ajunge în Germania ca bursier al fundației Humboldt. Suntem la Berlin, către sfârșitul anului 1933. Cioran trăiește în pas cu o parte intelectualității europene, credința că democrația este un sistem politic definitiv compromis. Hitlerismul, a cărui expansiune urmărește pe viu la Berlin sau la München, îi apare ca un nou stil de viață, în care cultul iraționalului
și exaltarea vitalității sunt elementele hotărâtoare. Și cine știe dacă vitalitatea acestui popor nu ne va costa mult, notează el premonitiv în decembrie 1933. În aceeași perioadă, Cioran urmează cursurile lui Ludwig Klages, critic al civilizației, de pe pozițiile filozofiei vieții, gânditorul cu un temperament de condotier, omul cel mai împlinit din câți am cunoscut până acum. Mai târziu, în 1937, va mărturisi că spectacolul ascensiunii hitlerismului, la care asistă, l-a bulversat profund. Ceea ce mi-a părut tulburător și angajant în hitlerism este un caracter de fatalitate, de inexorabil colectiv, ca și cum toți oamenii ar fi instrumentele unei deveniri demonice, fanatizați până la imbecilitate într-un clar obscur al prezentului. În hitlerism, cazi. Și așa cazi în orice curent de mase cu tendințe dictatoriale. Devine spectatorul transformării unui popor întreg într-o pădure fanatică. În Germania, notează mai târziu, pentru a nu fi intoxicat sau contagiat de hitlerism, am început să studiez budismul. Spectacolul manifestațiilor, al parăzilor militare, îi provoacă meditații teribile despre precaritatea instinctului libertății la om. De când e lumea, oamenii au aspirat spre libertate și s-au bucurat de câte ori au pierdut-o. Muritorii n-au iubit cu pasiune decât pe acei ce le-au pus cătușe și pe cine au transformat ei în mit, pe călăii libertății lor. Îl vede pe Hitler aclamat de mulțime, asistă la nașterea furiei ciudate de supunere, a necesității orbirii, a voluptății îngenunchierii. Mi se părea atunci că toți muritorii aceia ridicau mâna spre el, cerând un jug în care ar putea încăpea toți și suspinând după o pedeapsă ce nu trebuie să întârzie. Un dictator are un suflet de călău mesianic, pătat de sânge și de cer. Mulțimea vrea să îi se comande. Cele mai sublime viziuni și extaze comunicate prin flauturi de îngeri n-o pot pune în mișcare ca un marș militar. Adam a fost un plutonier. Și totuși, când în 1935 revine în țară, Cioran este contagiat de viziunea potrivit căreia istoria se face cu popoare trezite din amorțeală și cu vizionari capabili să introducă absolutul în respirația lor zilnică. Ideea era în aer, dincolo de hotarele Germaniei sau ale Italiei, și era împărtășită într-o Europa care le apărea celor mai mulți apatică, deopotrivă de intelectual de stânga și de dreapta. Cioran trăiește la rândul lui ceea ce se va numi mai târziu o poveste patologică, caracterizată prin fascinația pentru tot ce cade în extreme. I se pare că Lenin sau Hitler fac istorie tocmai pentru că, prin teroarea fecundă, ei pot provoca mistica unui efort colectiv al națiunii. România apare așezată sub un destin de mediocritate, generat de o populație călduță, fadă și pasivă. Singura posibilitate pentru ca România să nu fie o apariție efemeră este infiltrarea spiritului spartan într-o țară de șmecheri, de sceptici și de resemnați, scrie Cioran. Pe acest fond de idei, umilit de conștiința apartenenței la un destin istoric minor, imaginez, notează el, o Românie cu destinul Franței și cu populația Chinei, Cioran descopere în legionarismul român și în conducătorul lui harismatic, Corneliu Zelea Codreanu, supranumit Capitanul, o promisiune de transfigurare a României. Legiunea, sau Garda de Fier, care cunoaște o ascensiune spectaculoasă în anii 30, împărtășește o seamă de trăsături cu fascismul european, cultul elitei, proiectul unei națiuni epurate de elemente alogene, disprețul față de parlamentarism, dar totodată ea se distinge de acesta printr-o puternică amprentă religioasă și ascetică. De aici, caracterul absolut specific pe care l-are această formațiune în peisajul politic al Europei interbelice. Ea propune mistica omului nou, care se naște în urma unui act sacrificial menit să transfigureze România și să adauge istoriei sale o dimensiune spirituală. Ansamblul scrierilor politice ale lui Cioran din această perioadă își are mobilul în rușinea pe care o inspiră perspectiva autocondamnării României la un destin etern mediocru. Apelul legiunii la metamorfoza totală a poporului român se întâlnește cu obsesia lui Cioran
de a imprima României respirația marilor ritmuri ale istoriei. Metafora salvării prin apariția figurii de excepție este prezentă la tot pasul. Înainte de Corneliu Codreanu, România era o sahară populată. Într-o nație de slugi, el a introdus onoarea și într-o turmă fără vertebre, orgoliul. Bursierul din Germania, care se apăra de nazism, refugiindu-se în studiul budismului distant și atemporal, cade în istorie, în prestigiu timpului ce poate fi dirijat. Niciun tânăr în momentul actual nu se mai poate salva prin bibliotecă, scrie Cioran la 25 de ani, în 1936. Însă necesitatea opțiunilor radicale și a angajării, proclamată de tânărul Cioran, nu și-a resursa doar în obsesia legată de destinul național? Acționând ca o supapă, este deopotrivă menită să salveze un eu aflat pe punctul de a exploda, un eu înnebunit de perspectiva finitudinii sale. Acțiunea devine uitare de sine, terapie, mijloc de a conturna o viață interioară care, prin intensitatea propriului exces, amenință să provoace prăbușirea individului. Într-o scrisoare din 31 martie 1935, Cioran îi adresează fratelui său un îndemn care pare să-l vizeze în primul rând pe el. Dacă poți, lasă-te de viața interioară, fiindcă dacă o faci cu măsură, n-are valoare, iar dacă o exagerezi, te distruge. Acțiunea, ca finalitate în sine, e singurul mijloc de reintegrare în viață. De prăpastiile vieții interioare nu te mai poți scăpa, continuând cu viața interioară, ci apucând pe alt drum, esențial diferit. Dacă mai târziu va dezvălui cu atâta înverșunare temeiul de iluzie al oricărei credințe, este pentru că el însuși nu și-a putut ierta alunecarea pasageră într-o credință și în timpul iluzoriu al istoriei. Scepticismul excesiv al lui Cioran este expresia prelucrată filozofic a unui regret infinit și replica dată iar și iar la acest exces al tinereții. În 1946, Cioran îi scrie fratelui său: eu am devenit imun la orice, la fostele credințe și la orice credință viitoare. Și un an mai târziu, mi-am schimbat oarecum punctul de vedere în tot ce privește realitățile istorice. Orice participare la frământări temporale e timp pierdut și risipire inutilă. Un om, dacă vrea să păstreze o demnitate spirituală oarecare, trebuie să uite calitatea lui de contemporan. Ce departe eram acum de știam acestea la 20 de ani. În 1937, când ia drumul Parisului cu o bursă a Institutului Francez din București, Cioran se îndreaptă spre un punct al vieții sale în care vechea identitate va fi repudiată și evacuată. Trecerea lui Cioran la altă limbă și intrarea decisă în teritoriul scepticismului au fost urmarea unei răfuieli întoarse spre interior și le-au marcat dezacordul cu o parte din sine și despărțirea de o întreagă perioadă a vieții. Franța a însemnat, cum singur mărturisește, o eliberare de propriul trecut. De câte ori își întoarce ochii spre acest trecut, celălalt, tânărul, străinul care îl întâmpină, rămâne să-i populeze perplexitățile. Cum am putut fi cel care am fost? Singurul bursier care cunoaște Franța temeinic. În 1937, Cioran sosește deci la Paris ca bursier al Institutului Francez din București. Locuiește la Hotel Marignan, 13, Rue des Hommes-Rares. În anul următor se înscrie la Facultatea de Litere a Universității din Paris, dar nu atât cu gândul de a urma cursurile Sorbonei, cât mai ales pentru a avea acces la cantinele studențești. Tot acum începe să străbată pe bicicletă departamentele Franței, însă bursa Institutului Francez era condiționată de realizarea unei lucrări de doctorat. După 2 ani de zile, nefrecventând cursurile universitare, Cioran nu cunoștea niciun profesor și nu poate obține cele 2 recomandări necesare pentru prelungirea bursei. Conducătorul Institutului Francez din București, care mă trimisese la Paris, era un om luminat. A spus despre mine: m-a mințit, nu a scris nicio lucrare de doctorat, în schimb este singurul bursier care cunoaște Franța temeinic, deoarece a umblat peste tot și până la urmă asta e mai mult decât o teză de doctorat. Va continua să primească bursa până în 1944. În 1940, la 12 martie,
Cioran începe să scrie în Dreptar Pătimaș, care va fi ultima, cea de-a șasea carte în limba română. Varianta definitivă, rămasă inedită, este încheiată în 1945. În această perioadă, interesele sale culturale sunt legate cu precădere de literatura română veche, mai cu seamă de scrierile religioase pe care le găsește în Biblioteca Bisericii Române de la Paris. Trăiește, în tot acest răstimp, ca un tânăr rentier, într-un oraș pe care l-aseamănă cu Roma decadenței. Paginile îndreptarului respiră o voluptate a claustrării în mijlocul unei lumi în care își consumă până la epuizare condiția de străin. Fosta pe Saint-Michel, străin mai străin ca tine. La sfârșitul războiului, această viață de marginal își atinge limita, activând resursele acelui orgoliu uriaș, care nu se poate naște decât pe fondul unei lungi perioade de anonimat, de umilință și de așteptare. Autorul celor 5 cărți publicate în România nu este aici, la Paris, nimeni. Vreme de un an stă, câte 12 ore pe zi, asemenea unui funcționar conștiincios, la Cafeneaua Flor, locul de întâlnire al intelectualității franceze. Totul seamănă cu o recunoaștere a terenului înainte de începerea bătăliei. În 1945, pariul cu sine este încheiat. Cioran le va arăta francezilor că poate să scrie la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât ei. Trebuie să te desprinzi de limba ta. În 1947, vara, într-un sat nu departe de Dieppe, am încercat, ca simplu exercițiu, să traduc Mallarmé în românește. Și deodată am avut aproape o revelație. Trebuie să te desprinzi de limba ta și să încep să scrii mai în franceză. În ziua următoare m-am întors la Paris și am început de îndată să scriu în limba adoptivă pe care o alesesem de la o clipă la alta. Foarte curând a luat naștere prima variantă a lui Précy de Décomposition. Textul acesta a fost rostit în limba germană. Pentru revelație, Cioran folosește cuvântul lipsit de orice echivoc, Offenbarung. Desprinderea de limba maternă nu este rezultatul unei deliberări. Ea nu s-a produs nici măcar prin bruschețea unei decizii, ci a survenit pur și simplu în conștiință cu autoritatea unui adevăr sugerat de o instanță supraindividuală. Cioran părăsește satul de lângă Dieppe și ia drumul Parisului mânat de urgența unei porunci. Ceea ce ne frapează în această relatare este ritmul precipitat în care evenimentele se îndreaptă spre deznodământul fatal. Întoarcerea are loc în ziua următoare. Scrisul în noua limbă, care s-a impus de la o clipă la alta, începe de îndată, iar prima variantă a cărții ia naștere foarte curând. Fragmentul invocat reprezintă relatarea unui episod trăit cu aproape 4 decenii în urmă de către însuși cel ce relatează. Dar retrăirea nu este tautologică. Ea presupune întâlnirea dintre obiectivitatea faptelor și prestigiul imprimat lor de o semnificație ulterioară. De aceea, în acest fragment, mai importantă decât componenta documentară, este divagația afectivă, felul în care acel moment de tournant al vieții autorului este resimțit și fixat în conștiință după scurgerea unei mari perioade de timp. Repovestită, instalarea noua limbă are pentru Cioran radicalitatea unui rapt. Ea nu este rezultatul unei treceri, ci al unei desprinderi brutale, provocate de o agresiune a cărei natură nu poate fi precizată. Este vorba de o comoție lingvistică care are loc în plină evoluție pe teritoriul limbii materne. Cel agresat se exersează tocmai, traducând din Mallarmé, în subtilitățile ultime ale limbii române. Cioran este deja de 8 ani în Franța, dar el continuă să aparțină culturii române. Exercițiul de traducere din Mallarmé pune în contact limitele a două limbi. Două teritorii lingvistice stau acum față în față, fiecare închis în propria lui identitate, refuzând posibilitatea oricărui transfer. Confruntat, prin Mallarmé, cu limita limbii franceze, Cioran face o experiență a ireductibilului și simte astfel întreaga alteritate. Mallarmé îi prilejuiește revelația faptului că pătrunderea în alt teritoriu lingvistic nu se poate face decât prin salt și că acest salt este echivalent cu pierderea vechii identități. Căci dacă limba este limita care ne conferă o identitate în ordinea spiritului, părăsirea unei limbi înseamnă
ați da altă limită, finis, altă definiție, pe scurt, change d'identité. Fenomenul este atât de abrupt încât echivalează cu o moarte și cu reîncarnarea în alt trup lingvistic. În același text, Cioran spune de altfel că desprinderea de vechea limbă a fost însoțită de eliberarea de propriul său trecut. 10 ani mai târziu, în Lettre à un ami lointain, Cioran a evocat această perioadă de nesfârșite șlefuiri la un idiom de împrumut. A fost, cum singur spune, povestea unui coșmar. Câtă cafea, câte țigări și câte dicționare mi-au trebuit ca să pot scrie o frază mai mult sau mai puțin corectă în această limbă inabordabilă, prea nobilă și prea distinsă pentru gustul meu. În martie 1947, Cioran trimite manuscrisul lui Précis de Décomposition, prima sa carte scrisă în franceză, la editura Gallimard, care își dă acordul de publicare și semnează cu autorul un contract. Urmează 2 ani de așteptare. Cioran este un debutant și, sub diferite pretexte, apariția cărții este mereu amânată. Totul până în ziua în care Cioran află de un concurs menit să premieze cel mai bun manuscris francez scris de un străin. Textul tratatului face impresie. Acest eveniment scoate brusc din inerție editura Gallimard. La începutul verii, cartea este imprimată, însă sezonul propice pentru lansarea unui volum fiind toamna, Précis este pus în vânzare în luna septembrie. Critica reacționează prompt. La 9 octombrie 1949, Cioran le scrie părinților: v-am trimis cartea, nu știu dacă ați primit-o. Până acum critica este extrem de favorabilă. O să vă trimit un articol apărut într-unul din cele mai mari jurnale de aici, cu fotografia mea. Articolul la care se referă Cioran, cu fotografia autorului în semiprofil, decupând stângaci chipul frumos al unui tânăr de o neașteptată severitate, este fără îndoială cel semnat de Maurice Nadeau în ziarul Combat din 29 septembrie 1949, sub titlul Un penseur crépusculaire. În dreptul acestui portret efigie, însoțind linia chipului asemenea unui comentariu involuntar, se face remarcat următorul paragraf. Iată-l, deci, pe cel ce-l așteptam, profetul vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv, cel căruia toți filozofii neantului și ai absurdului îi pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri. Să-l salutăm, să-l privim mai de aproape. El va depune mărturie pentru epoca noastră. Se succed semnături ilustre. La 14 decembrie 1949, în Opera, André Mauroy scrie: avem un nou moralist sau imoralist care scrie foarte bine. Săptămâna trecută i-am citit un tratat de descompunere al cărui titlu bizar m-a atras. Atât calitatea stilului cât și aceea gândirii m-au izbit. În sfârșit, în ianuarie 1950, în La Table Ronde, sub semnătura lui Claude Mauriac, iată tonul și limbajul unui maestru. Păstrând proporțiile, suntem mai aproape de Pascal decât de Vini. Povestea unui coșmar. Să încercăm să citim astăzi aceste cuvinte, uitând pentru o clipă ce înseamnă astăzi Cioran. Va trebui atunci să ne întrebăm de ce o cultură precum cea franceză, în care măreția și aroganța se îmbinau în mod firesc, ajunge să-l salute pe acest debutant metec, pe acest veșnic student sorbonard care nu frecventa niciun curs, mulțumindu-se să beneficieze doar de cantinele studențești, ca pe un martor al epocii, și să-l celebreze comparându-l cu cei mari ai ei. Nu se întâmplase așa nici cu Conrad în Anglia, nici cu Canetti în Germania, nici cu Nabokov în America. Cazul lui Cioran este cu atât mai uimitor, cu cât în plină reușită a lui Sartre și Camus, radicalitatea sunetului cioranian ar fi putut fi lesne sacrificată de dragul unei repartizări comode în categoriile existențialismului autohton en vogue. Dar nu s-a întâmplat așa. Acestui sunet i s-a recunoscut excelența și îndreptățirea pentru simplu motiv că era adevărat, pentru că era țipătul unui om care se neacă, al unei ființe copleșite de rușine, de dezgust și care suferă. Maurice Nadeau. Nimeni nu s-a gândit să evalueze originalitatea deznădejdii, să măsoare intensitatea țipătului recurgând la marile locuri comune ale disperării.
Era desigur un țipăt rafinat, dar cartea nu era o poză culturală și tocmai de aceea ea a fost preluată fără ezitare de către intelectualitatea franceză și primită ca un dar. Dar, așa cum nu auzi decât ce trebuie să aștepți să auzi, un dar trebuie să fii pregătit să-l primești. Și aici nu este vorba numai de faptul că în imediatul postbelic intelectualitatea franceză era pregătită să facă această cură de deziluzionare pe care o propunea cartea lui Cioran. Autorul care declara că se simțea mai în siguranță lângă un Piron, deci lângă un sceptic, decât lângă un Sfânt Pavel, unde putea fi mai les neînțeles, dacă nu în Franța lui Montaigne? Acest noroc al Franței de a fi avut chiar de la început un sceptic pe Montaigne și nu precum Germania, un isteric al Luther, a fost însuși norocul lui Cioran. Nici una dintre convulsiile istoriei nu reușise să anuleze aici tradiția neutralității spiritului și a unei dezabuzări superioare. Din această pricină, izbânda tratatului nu a fost o chestiune de modă. Cu această carte, Cioran regăsea acel loc al solitudinii sceptice, în care singura certitudine este că nu mai poți fi înșelat. Obnubilării sistematice, Cioran i-a răspuns cu un delir al lucidității. Și așa, prin acest șoc de proporții, inteligența franceză și-a redobândit familiaritatea cu o constantă uitată a propriului spirit. Ea a resimțit radicalitatea tratatului, deci forța lui de a atinge rădăcina, și de aceea l-a preluat fără ezitare. Cioran însuși a fost uimit. Despre mine ce să vă spun? Nimic nou, decât că aici cartea are un succes destul de mare. S-a vorbit la radio, în presă, prin saloane. În textul retrospectiv, pe care l-a scris în 1979 pentru revista germană Accente, privitor la Pressy, se împlineau 30 de ani de la apariția tratatului în Franța, reluat ca atare în 1986 în exerciții de admirație sub titlul recitind, Cioran spune: tratatul era o explozie. Scriindu-l, aveam impresia că mă eliberez de un sentiment de apăsare sub povara căruia n-aș fi putut să o mai duc multă vreme. Trebuia să respir, trebuia să explodez. Simțeam nevoia unei explicații decisive, nu atât cu oamenii, cât cu existența în sine. Mi-ar fi plăcut să o chem la luptă dreaptă, fie și numai pentru a vedea cine pe cine va învinge. Eram, ca să fiu sincer, aproape sigur că voi fi mai tare, că e cu neputință să triumfe ea. Aceleași cuvinte ar fi putut fi scrise la fel de bine cu privire la lucrarea din 1934 pe culmile disperării, pe care Cioran, în convorbirea de la Tübingen, o numise o carte extremă. Căci și aici era aceeași frenezie a răfuielii, aceeași mergere până la capăt, același țipăt eliberator. Din acest punct de vedere, tratatul de descompunere este repetarea, pe altă scenă și cu alte mijloace de expresie, a debutului românesc. Dar ceea ce apare ca identitate a două începuturi nu este de fapt decât forma de continuitate a unui spirit care, prin raport cu intuițiile originare, nu s-a transformat practic deloc. Spectacolul unui asemenea imobilism al viziunii este rar în istoria gândirii. În forma aceasta nu-l mai întâlnim probabil decât la Kierkegaard. El este comun unor gânditori care, specializați în paradox și contradicție, trăiesc simultan ceea ce alții, stăpâniți de superstiția coerenței gândirii, experimentează sub forma marilor deziceri succesive. Și totuși, tratatul de descompunere marchează un punct de ruptură, un nou început. Faptul că mijlocul de expresie s-a schimbat, că limba a devenit alta, pare desigur un element neesențial. Dar nu este așa. Schimbând idiomul, am renunțat la o parte din mine, în orice caz, la o bună parte din viața mea, îi scrie fratelui său la 7 februarie 1974. În perioada cărților românești, credința în posibilitatea realizării unui destin la scara individului sau unei națiuni presupunea și întreținea un raport constant între ideal și faptă. Această credință este depășită în tratatul de descompunere. Capitolul care îți deschide cartea, Genealogia fanatismului, este un grandios denunț al ideilor care își pierd neutralitatea de îndată ce intră în regimul faptei. Lipsa de sens a oricărei acțiuni, în numele indiferent cărui ideal, devine acum singurul sens.
De-abia de acum înainte se poate vorbi, în cazul lui Cioran, de coerența deplină a unui scepticism radical. De la înălțimea acestei indiferențe, care suprimă privilegiul oricărui ideal și îndreptățirea oricărei fapte, trecutul propriu este privit, la rândul lui, ca o formă de delir, ca nefastă întârziere pe un drum rătăcitor. Tot ce până atunci însemnase activitate, suită de gesturi, susținută de febra unei idei, este perceput dintr-o dată, sub semnul ridicolului, și resimțit ca gesticulație și agitație. Și deoarece viața, trăită sub continuitatea ridicolului, este insuportabilă, vechea identitate trebuie repudiată și evacuată. De fapt, ar trebui să luăm alt nume în urma fiecărei experiențe importante, se spune în Écartèlement. Recursul la franceză a fost o asemenea schimbare a numelui, menită să marcheze diferența, fractura. Cioran este acum altcineva. Diferit și străin, el se simte nu numai în raport cu alții. Cioran își este sieși străin. Străinul, subiectul agitației, trebuie reprimat, trebuie redus la tăcere. De aici nevoia unei mutații lingvistice. Limba română nu e părăsită în numele unei judecăți de valoare, ci numele unui divorț existențial în care ea a fost doar întâmplător amestecată. Permanent omagiată, ea este lăsată totuși în urmă pentru alaiul ei de implicații afective și de asociații involuntare. Ea este primejdioasă, așa cum sunt siglele marilor iubiri, tot arsenalul acela de insidii care poate pune în mișcare memoria unei derezonări de proporții. Cioran intră în franceză, această limbă pentru juriști și logicieni, în tocmai metalul incandescent cufundat în răceala elementului acvatic. Toată opera franceză a lui Cioran e rezultatul întâlnirii paradoxale dintre dogorâtor și rece, puseu de lavă încremenită pe un substrat arctic. Cioran însuși a vorbit despre sine ca despre un barbar ce a ales să locuiască într-o seră, iar franceza a asociat-o cu o cămașă de forță și cu modalitatea de disciplinare a unui sălbatic. Debutul francez a fost, neîndoielnic, povestea unui coșmar. El nu a făcut decât să reitereze, în planul expresiei, coșmarul unei vieți. Năzuința de a atinge idealul pasivității absolute de pe pozițiile unui temperament vecin cu isteria. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică este întotdeauna rănit. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică e întotdeauna rănit. Aceste cuvinte pe care Cioran le-a scris într-una din cărțile tinereții sale, poți ne dea cheia, dacă nu a operei sale franceze, măcar a personajului care a însoțit-o din umbră. Căci a rămâne în umbră, în timp ce semnele existenței tale pătrund în lume, o provoacă, o biciuiesc și îi fură iluziile, este marca statornică a orgolului rănit. Lumea termină prin a-și da seama că existi. Dar tocmai în clipa în care, în pornirea de masochism care îl definește, publicul vrea să-l vadă și să-l aclame pe cel care i-a furnizat voluptatea torturilor stilizate, autorul lor se retrage mai adânc în spatele cărților sale, al acestor comploturi pregătite cu minuție și face din tăcerea sa, din modestia sa jucată, simultan pedeapsă, dispreț și răzbunare. Dar poate că orice orgoliu rănit, care termină prin a-l așeza pe autor în spațiul unui mister, este o binefacere pentru operă, căci orice operă mare trebuie să semene cu un templu, în care zeul nu e niciodată prezent, ci doar presimțit și bănuit. Adevăratele mituri se nasc în jurul unei absențe, al unui mormânt gol, al unui vid pe care imaginația noastră îl poate umple de fiecare dată felurit, abia astfel conferindu-i trăinicia și bogăția indefinită a ființei. În schimb, orice apariție în plină lumină degradează. Ne putem imagina cu adevărat un chip, fie și ca întruchiparea divinului, pe placul tuturor? Absența, penumbra, enigmaticul au întotdeauna de partea lor avantajul de a nu dezamăgi. Această știință a nedezamăgirii, a rezistenței la epifaniile comune, căreia este supus autor într-o lume a modelor culturale și a mediilor de informare în masă, a fost poate, alături de o operă magnifică, cealaltă mare reușită franceză a lui Cioran. Să încercăm să pătrundem în această lume a penumbrei
care este viața pariziană a autorului. Întrebat de un ziarist elvețian ce poate răspunde tinerilor care vor să afle de la el cum se ajunge scriitor, Cioran a spus: trebuie să vă scoateți din cap toate gândurile legate de carieră, bani și succes. Un scriitor nu poate trăi decât sărac, fără putința de a purta de grijă unei familii. Sărăcia nu a fost pentru Cioran doar o întâmplare a vieții, ci un stil de viață cu care a plătit neatârnarea operei sale. S-a lăudat mereu că nu a făcut nimic încă de tânăr, când părinții săi i-au finanțat insomniile, și apoi, în continuare, când beneficia după război ca veșnic student francez de cantinele ieftine și de laptele împărțit gratuit sorbonarzilor. Când bursa i-a sfârșit, în 1945, situația sa materială ajunge de-a dreptul disperată. Primește pachete, uneori și bani, de la părinți, din țară, din când în când i-a ajutat de câte un prieten francez sau invitat la masă, alteori în sejururi prelungite la țară. Trăiește cu speranța unei burse a statului francez, pe care însă nu o obține decât după 1950 și pentru scurtă vreme, datorită apariției tratatului de descompunere. Singura slujbă pe care o va avea la Paris, doar pentru câteva luni, este aceea de traducător la o editură, dar și atunci lucrând acasă. Mai târziu, în 1970, interviul pe care îl dă lui François Bondy, în limba germană, apare sub titlul Der untätigste Mensch in Paris, cel mai inactiv om din Paris. Și aici Cioran preciza că numai o curvă fără clienți este mai trândavă decât mine. Faptul că și-a putut alege viața a fost corolarul sărăcii lui Cioran și pentru el marea lui reușită. Am avut, mai mult ca oricine altcineva, exact viața pe care am vrut-o. Liberă, fără constrângerile unei profesii, fără umilințe usturătoare și griji meschine, o viață de vis, aproape o viață de leneș, cum nu sunt multe în acest veac. Am citit mult, însă numai ce mi-a plăcut, și dacă m-am străduit să scriu și eu cărți, efortul mi-a fost răsplătit de satisfacția că nu m-am abătut în ele nicio clipă de la ideile și gusturile proprii. Dacă sunt nemulțumit de ce am făcut, genul de viață pe care am dus-o în schimb nu mă nemulțumește. Și asta înseamnă enorm. A fi înțeles prea devreme. Indiferența afectată a lui Cioran față de public, publicitate și succes trebuie de fapt privită ca proiecția spaimei în fața celei mai subtile forme de pierdere a identității din câte îl pot paște pe un autor. Publicul trebuie execrat. El este locul descentrării, punctul maxim al divergenței, oglinda spartă și chipul fărâmițat al autorului, pânda unor imagini care ți aparțin fără să le poți cunoaște vreodată, asupra cărora n-ai nicio putere, ba care dimpotrivă te domină de la distanță și îți jalonează ființa cu magia lor negativă. Succesul nu este altceva decât intrarea în disjuncția eului propriu, martiriu al deformării. Pentru un autor care este în căutarea infinită de sine, contactul cu publicul reprezintă o primejdie mortală. Evitându-l, Cioran n-a făcut decât să-și apere sursele inspirației. Scriitorul trebuie să stea la distanță de public, așa cum trebuie să se teamă de reușita în imediata mesajului său. A fi însă înțeles prea devreme este echivalentul temporal al conviețuirii spațiale cu ființa publicului care îți devorează eul. De aceea, așa cum e bine să fii înțeles cândva, într-un târziu, e preferabil să te raportezi la un public de departe. Poate că din această pricină, Cioran s-a arătat mai sensibil la ecoul cărților sale în Spania, Italia, Germania sau Japonia decât în imediatul vieții franceze. Când cu ocazia apariției lui Le Mauvais de Murge, Demiurgul cel rău, Le Monde îi consacră două pagini, Cioran îi scrie fratelui său: ți-am trimis o pagină dublă din Monde despre mine. Am încercat să opresc chestia asta, dar n-am reușit, îi spune el la 28 iunie 1969. Iritarea sa atinge paroxismul cu ocazia succesului pe care îl cunoaște volumul Eckhart Tolle. Și uite că acum, despre cartea asta, care în mod sigur e mai puțin bună decât celelalte, a început să vorbească toată lumea. Un fenomen inexplicabil și deprimant. I-am cerut editorului să oprească orice publicitate și te asigur că dacă ar sta în puterea mea, aș retrage de pe piață acest Eckhart Tolle. Urmărește în schimb cu interes soarta cărților sale din clipa în care sunt traduse.
Este cu deosebire plăcut surprins de reacția pe care o provoacă primele sale cărți traduse în Spania. Indiferența, sau mai degrabă aversiunea lui Cioran față de publicitate și succes, a mers la el mână în mână cu modul distant în care și-a privit propriile cărți. Pe cele scrise în România le-a condamnat global. Peste tot, datorită excesului de lirism, gustul este cel care suferă. În schimb, li se recunoaște acestor cărți calitatea de a fi fost infernale, de o provocatoare autenticitate, scrise toate, ca exegeza supliciului, sub incandescența extremelor. Răsfoind în 1981 pe culmile disperării, Cioran exclamă: «C'est mauvais, mais c'est fou!» Puțini autori, întorcându-se asupra ceea ce au făcut, au formulat, asemenea lui Cioran, judecăți atât de glaciale. Dar trebuie adăugat și-a rezervat dreptul de a le face. Când Constantin Noica îi scrie că a găsit volumul Le Mauvais de Murge edificator, Cioran comentează: genul acela de compliment echivoc și chiar perfid, observație care, pentru cine cunoaște disconfortul lui Noica în fața oricărui tip de discurs edificator, este de altfel perfect îndreptățit. Rezervele pe care le întâmpină despre neajunsul de a te fi născut îi stârnesc acest tip de reflexii. Cartea mea a fost prost primită de prietenii mei de aici, ca și de cei din țară, de altfel, din motive asupra cărora n-ar fi creștinește să insist. Prietenii nu te iubesc decât atunci când ai bunul simț să mori. Dacă e să-l credem pe Cioran, fiecare carte a sa n-a fost decât proiecția unui puseu de ambiție, declarat de fiecare dată ultimul, înăuntru unui univers dominat de lehamitea în fața oricărei isprăvi literare și mai cu seamă a operei proprii. Ca să-ți spun adevărul, îi scrie el lui Aurel Cioran în 12 decembrie 1968, am pierdut gustul de a scrie, mai precis de a publica. În 16 noiembrie 1977, nu mai am niciun chef să scriu. Nu prea am chef de nimic. N-am chef nici să termin o carte pe care am început-o de mult. La ce bun alta? De când au fost scrise aceste cuvinte, Cioran a mai publicat 3 cărți. Dar se putea altfel? Cât timp va mai exista măcar un singur zeu în picioare, misiunea omului nu va fi încheiată? Sarcina lui Cioran, după ce omul va fi demolat o zei acestei lumi, încă nu va fi încheiată, căci el va rămâne cu sine, cu zeul care stă în picioare, la pândă, în inima operei proprii. Moartea lui Cioran. Când citești cărțile lui Cioran și când vezi de câte ori este prezent în paginile sale cuvântul moarte, îți apare în minte această întrebare: cum poate arăta sfârșitul unui om care toată viața lui a vorbit despre sfârșit? Astfel pusă, întrebarea este stranie, dacă nu ne la locul ei. Ea presupune că între exercițiul gândirii despre moarte și moartea însăși s-ar naște o legătură, că moartea cuiva se poate contamina de felul în care el a vorbit necontenit despre ea. Suntem înclinați să credem că cineva care la 22 de ani se considera specialist în problema morții și care ajunsese să se gândească la moarte până și când mânca, nu putea muri ca ceilalți. În fond, la capătul meditații neîntrerupte despre moarte, nu poți ajunge în fața morții cu mâinile goale. Excesul acesta de luciditate nu îți dă dreptul de a trăi moartea ca un prinț, de a o alege. Atât de tare împlântată tema morții în scrisul lui Cioran, încât atunci când vrem să aflăm cum a sfârșit Cioran, s-ar părea că nu punem o simplă întrebare biografică, ci mai degrabă că vrem să aflăm cum s-a încheiat opera lui. Cel care și-a rogase monopolul lucidității trebuia pe semne să sfârșească pe măsura acestei lucidități în surplus, sau orgoliului ei. Faptul de a stărui o viață în preajma celei mai insolubile dintre probleme, moartea, nu putea, desigur, să scoată corpul de sub regula corpului. Dar nu putea el oare să-i regizeze destrămarea? Nu-și câștigase Cioran dreptul la o moarte doar a lui, la o moarte fără pereche? Dar dacă e așa, atunci, din nou, cum se cuvenea el să moară? Cazul lui Cioran atins de Alzheimer nu este cazul oricăruia dintre noi pe care viața, în imprevizibilul ei, îl împinge în teritoriul uneia sau alteia dintre maladii.
Nu se pune îndeopște problema cu niciunul dintre noi dacă ne merităm sau nu boala. Când ne atinge, o boală poate avea justificări genetice sau poate fi produsul hazardului, dar de aparținut ea nu ne aparține în propriu. Ea nu este rodul felului în care am gândit despre viață și moarte și nici al felului în care am decis să trăim. Cel mai adesea nu căutăm tâlcul unei boli, nu-i căutăm întemeierea etică sau metafizică în chiar viața noastră. Ea pare că dă peste noi. Altfel spus, viața mea nu-și scoate boala la mal cu firescul raționalității care se desprinde din felul în care am trecut prin viață. La Cioran, în schimb, boala finală pare să facă parte din destinul său, nu că ea ar fi fost prescrisă, ci mai degrabă chemată și provocată, păstrându-și totodată imprevizibilul ei. Ea este punctul înspre care eroul avansează implacabil, în pofida tuturor aparențelor și a faptului că se crede propriul său stăpân, aducând la lumina zilei concluzia care rezultă din dialogul lui cu zeul prin intermediul oracolului. Pe scurt, ea poartă în sine toată încărcătura deznodământului tragic. Are în ea cruzime, ironie și acel amestec de firesc cu neașteptat care dă marca inconfundabilă a pedepsei divine. Cioran era un ipohondru. Toată viața și-a pândit sistematic bolile. Mai mult, ca toți ipohondrii, suspectându-se, îngrijindu-se și citind despre boli, devenise competent și avea voluptatea de a împărți sfaturi medicale în dreapta și în stânga. Scrisorile către fratele lui sunt pline de pedanterii medicale, de la cum să faci un ceai de plante ca să aibă efect și mai ales cum să-l bei, cu o mână ridicată în sus, și până la prescripții sofisticate și nume exotice de medicamente. El însuși se duce, după cum rezultă din corespondențe și din caiete, mai tot timpul la medic. Sala de așteptare, scăldată în indecența bolnavilor care se mărturisesc povestindu-și bolile, îl îngrozește, îl face să plece și îi smulge reflecții care intră sub formă de aforisme amare în cărțile sale. Fapt care nu îl împiedică, bântuit de spaima tuturor bolilor, să revină pentru a povesti din nou ce a simțit și ce a văzut. În tinerețe, visează să aibă sifilis, element obligatoriu în recuzita oricărui geniu, pentru ca apoi, la Paris, să-și pândească nopți întregi mișcările interioare ale trupului, să suprime sarea, să mănânce an la rând legume fierte în aburi. Acest balans permanent între psihologia marilor damnați romantici și precauția mic burgheză îngrijorată de un strănut îi dă aerul de copil mare care trebuie iubit și îngrijit, ceea ce se și întâmplă de altfel. An la rând, Simon Bouet, prietena lui de-o viață, pleacă în fiecare zi din mansarda din Rue de l'Odéon la ora 7 dimineața. La ora 8 trebuie să fie la școala din Versailles, unde predă engleza. La 12 revine în locuința pariziană pentru a-i pregăti lui Cioran legumele fierte în aburi. La ora 2 trebuie să fie din nou la școală. Iar Cioran, care nu a dormit noaptea din cauza furnicăturilor insuportabile din picioare, se trezește către prânz, mănâncă și apoi se întâmplă să scrie. Despre ce? Despre facerea lumii ca primul act de sabotaj. Despre egretul că nimicul a trebuit să se transforme în ceva. Apoi despre urâțenia omului. Despre insomnie, despre absurd, despre boală și moarte. Apoi despre Dumnezeu, care e răspunzător de toate acestea. Apoi despre paradisul copilăriei, despre inocență, despre fericirea de a fi cioban la Rășinari și despre nenorocirea de a fi scriitor la Paris, despre regretul de a nu putea traversa regnurile în sens invers pentru a reintegra fericirea animalului, a plantei și a pietrei, despre conștiință ca rană crestată în trupul universului. Conștiința e mai mult decât așchia, ea este pumnalul din carne. Și totuși, rana aceasta, mai adâncă la el decât la orice contemporan al lui, nu este oare tocmai insigna lui și temei al disprețului pentru orbirea semenilor, incapabil să vadă prăpastia deasupra căreia atârnăm? Luciditatea, suprema sursă a suferinței, este totodată teritoriul dintotdeauna al fanfaronadei sceptice. Cioran suferă că este lucid,
că nu e insectă, plantă sau piatră, dar totodată e mândru că e cel mai lucid ins din univers. Iar gândul acesta despre sine, care apare din prima lui carte, îl însoțește toată viața. Luciditatea e blazonul lui de noblețe, terenul sigur de pe care poate fi azvârlit lumii întregi disprețul lui. Dar nu a fost această ambiguitate? Acest mod de a privi conștiința simultan ca semn de elecție și blestem, provocarea pe care Cioran, făcându-ne-o, o face totodată prin ricoșeu unei instanțe care nouă ne scapă? Dacă cineva i-a urmărit discursul și s-a hotărât să-i răspundă în felul limpede întortocheat în care se răspunde la acel nivel, dacă cineva, jucându-se, i-a hrăzit un sfârșit pe măsura gândului lui, unul care să fie totodată mântuire și pedeapsă, și cum ar fi arătat acest sfârșit, deopotrivă ironic, crud și pedepsitor, care nu e lesne de imaginat de către mințile noastre, pe semne că, rostit de un oracol, el ar fi sunat astfel: ai să suferi de ceea ce ți-ai dorit mai mult și ai să regreți lucrul din cauza căruia ai suferit cel mai tare. În traducere liberă, ai să suferi de inconștiența insectei, a plantei și a pietrei și ai să-ți regreți conștiința. Dacă e să ne gândim la rugămintea adresată Simonei Bue, într-una dintre ultimele zile ale vieții sale, aproape nu mai vorbea, supprime-moi, rezultă că a suferit enorm. În maladia Alzheimer, uiți lucrurile în ordinea inversă a deprinderilor. În final, uiți actele fundamentale ale vieții, vorbitul, mersul, mâncatul. Te zidești oarecum în existență, te reintegrezi, dispari și totuși ești. Acest posibil mers înapoi prin regnurile existenței, această traversare inversă, Cioran o dorise, o teoretizase, dar nu o prevăzuse ca pe o pățanie reală a vieții lui. Nu calculase cu faptul că va pierde tocmai temeiul orgolului lui, care era luciditatea. Nu mizase în privința sfârșitului lui pe uitarea totală. Poala începuse la scurtă vreme, după ce în 1990 terminasem conferbirea filmată cu el. Aflându-se la Galimar, uită drumul spre casă. 2 ani mai târziu este internat la spitalul Broca din Paris, pierzând daluri care nu ne este date cât nouă oamenilor și grație căruia el supraviețuise, cuvintele. Într-o zi, pe vremea când încă nu pierduse mersul, ba chiar alerga pe culoarele spitalului, poposind pe neașteptate într-unul sau altul dintre saloanele cu ușile deschise în care se auzea mergând un televizor, se instala în pat și începea să privească atent, spre stupoarea sau panica ocupantei patului, pacienții erau cu precădere femei, Cioran a dispărut. Infirmierele l-au căutat vreme de ore, descoperindu-l în cele din urmă în dulapul din camera lui. Le-a mărturisit că e sfârșit de oboseală, pentru că se plimbase ore întregi printr-o noapte desăvârșită într-un oraș necunoscut. L-am văzut ultima oară la spital, eram cu Marie-France Ionesco, în vara lui 1994. Între timp uitase mersul și se afla într-un scaun cu rotile. Când am deschis ușa camerei sale, m-a izbit expresia lui, un chip golit, cu liniile feței deplasate, un Cioran stricat. Văzându-mă, nu știu dacă m-a recunoscut, în final nu-i recunoștea decât pe Simon Bue și pe fratele său Aurel, s-a adunat oarecum din el, trăsăturile chipului s-au recompus treptat și s-au așezat în imaginea unei blândeți politicoase. Îi adusese ultima ediție de la prima lui carte în română, pe culmile disperării. A luat-o prevenitor și a început să întoarcă filele cu o concentrare extremă, aducându-le foarte aproape de ochi. Ținea însă cartea pe dos. După o vreme, m-a întrebat în franceză, alegându-și vorbele cu teribilă greutate: cine a scris cartea asta? E cartea dumneavoastră de debut, i-am răspuns. Ați scris-o la 22 de ani. Și atunci, cu o neașteptată izbucnire, ca și cum spiritul lui s-ar fi ridicat brusc în picioare, sau ca și cum în acest dezastru un lucru de preț ar fi rămas intact, codul umorului nu-l părăsise,
m-a întrebat, vorbind însă la fel de greu, și, înainte de asta, ce făceam. După care a râs. Tocmai primise în ziua aceea, de la Ion Iliescu, președinte pe atunci al României, o scrisoare pe care Simon Bueu adusese la spital. Mi-au dat să o citesc și am parcurs cu glas tare rândurile acelea protocolare, care exprimau compasiune și urări de sănătate, fiind incapabil să-mi reprim stupoarea pe care mi-o stârnea gândul că omul care îi chemase pe mineri să mă celărească intelectualii Bucureștiului, îi scria acum lui Cioran. Am terminat de citit și am întrebat, și ce o să-i răspundeți? Atunci, din gura Simonei Bue, au ieșit cuvintele pe care pretindea că le învățase primele în limba română, pe vremea când, la începuturile relațiilor, îl asculta pe Cioran vorbind în Jardin du Luxembourg cu prieteni români și pe care, în plus, se lăuda că le pronunță cu accent ardelenesc, Pupa Mancur. Rostite fără conștiința de plină a semnificației lor, în același timp șăgalnic, cu fermitate și promptitudine, de către o pariziancă respectabilă și care alminteri nu știa o boabă românește, vorbele acestea căpătau un prestigiu neașteptat și provocau totodată, prin neașteptatul lor, un efect comic extraordinar. Am izbucnit toți trei în hohote de râs. Cioran s-a oprit primul, s-a recules și cu o mimică spășită, apăsând pe fiecare cuvânt, a spus: Non, non, c'est pas beau, il faut trouver quelque chose de plus nuancé. După care și-a reluat râsul, plimbându-și privirea de la unul la altul, ca și cum ar fi vrut să fie sigur că toți cei de față fuseseră la înălțimea umorului său. De atunci nu l-am mai văzut. L-am păstrat în memorie cu acest râs care ilumina fața, un râs care dădea tonul și care te îndemna să te contaminezi de bucuria lui, oarecum pe propria lui răspundere, calitatea produsului fiind garantată de vreme ce purta marca Cioran. În momentele acelea era sigur fericit, pentru că râzând, redescoperea copilăria ca pe o garanție a paradisului și ca depășire a rebur a căderii noastre. De aceea, ultima bucurie pe care a avut-o a fost legată de prezența fratelui său în spatele scaunului cu rotile prin curtea spitalului Broca. Asculta, cu fața iluminată, poveștile pe care le trăiseră împreună pe ulița copilăriei din Rășinari în urmă cu 75 de ani. Vreme de 2 ani, Simona a venit la spital zi de zi. La un moment dat, spunându-i că urmează să treacă pe la Ionești, l-a întrebat într-o doară pe Cioran dacă are să-i transmită ceva lui Eugène. Dis-lui, a răspuns Cioran, qu'il nous a rendu la vie supportable. Spune-i că ne-a făcut viața suportabilă. Răspunsul acesta se rabate asupra lui Cioran și ia forma unei întrebări. El, Cioran, ne-a făcut viața suportabilă? Sau, dimpotrivă, a făcut-o de nesuportat? Cioran a murit în 1995, pe 1 iunie, către ora 9 dimineața. Simon stătuse cu el toată noaptea și plecase acasă în zori, cu gândul să revină la spital după un duș și după o cafea băută în grabă. Se temea să nu moară în absența ei. Mi-a povestit cum cu o zi înainte îl privise minute în șir în ochi. Erau cei mai frumoși ochi pe care îi văzusem vreodată și cum el îi răspunsese, executând împreună ritualul unui adio prelungit. Era frumos Cioran? Am întrebat-o. O, când l-am văzut prima oară, în iarna lui 1942, il était beau comme un rus. Era frumos ca un rus. Simon a revenit la spital către ora 10 și a aflat că între timp Cioran murise. A fost înmormântat 2 zile mai târziu în cimitirul Montparnasse. Simon a mai trăit 2 ani, exact atât cât i-a trebuit ca să descifreze și să bată la mașină cele 900 de pagini ale caietelor. Le-a predat editurii Gallimard în vara lui 1997 și s-a dus apoi ca în fiecare an în vacanță la casa părintească din Saint-Gilles-Croix-de-Vie în Vendée. Pe 11 septembrie a venit ca și în celelalte zile la plajă cu bicicleta. S-a dus în noapte și nu a mai ieșit. Marea i-a scos trupul la mal, ca de obicei în astfel de cazuri, la oarecare distanță de locul în care intrase. După moartea Simonei, mansarda din Rue de l'Odéon, alcătuită din 3 cămăruțe,
camera lui Cioran, urmând panta acoperișului, avea tavanul povârnit, iar fereastra dădea direct către cer, și care fusese ocupată de Cioran și de prietena lui, așa o prezenta totdeauna pe Simon, mon ami, vreme de peste 30 de ani, a fost reînchiriată. Când am revenit la Paris noiembrie și am trecut prin dreptul casei cu numărul 21, am avut senzația nu că Cioran dispăruse, ci că amprenta lui pe cerul cartierului latin fusese suprimată. Pentru că era vorba de o mansardă, lucrul acesta se petrecuse neîndoielnic de undeva de sus și de deasupra, prin intervenția cuiva care putea păși peste acoperișurile Parisului. Două mâini apucaseră acoperișul, ridicaseră așa cum ridice acoperișul unei case de păpuși și schimbaseră decorul. Nu mai erau acolo nici fotoliul de răchită din living, în care ședea când primea musafiri, nici patul lui nespus de mic, ca un pat de copil, acoperit cu o scoarță arderenească, nici masa lui de scris, înghesuită sub tavanul teșit. Mansarda lui Cioran dispăruse. Urmele trecerii lui prin Paris fuseseră șterse pentru totdeauna. Cineva suflase nu peste viața lui, ci peste decorul ei, peste locul în care își construise cu minuție extremă, în mii și mii de nopți, calvarul lui.